Germania este prima țară care a descoperit o nouă mutație a coronavirusului, o nouă variantă fiind identificată în rândul unui grup de pacienți spitalizați în Bavaria, anunță CNBC. Presa locală a raportat pentru prima dată luni că o variantă necunoscută a coronavirusului a fost descoperită la 35 de pacienți la un spital din orașul Garmisch, parte în Probele sunt acum examinate la Spitalul Carité din Berlin. CNBC a contactat Ministerul Sănătății din Germania pentru confirmarea rapoartelor. Oficialii au spus că varianta este diferită de variantele descoperite recent în Marea Britanie și Africa de Sud. Directorul medical adjunct al spitalului a declarat într-o conferință de presă că nu este clar încă dacă mutația a făcut virusul mai transmisibil sau mai mortal. Nici variantele britanice și din Africa de Sud nu s-au dovedit a provoca mai mult decese, deși ca urmare a capacității lor de a se răspândi mai ușor, au cauzat mai multe infecții, spitalizări și ca urmare mai multe decese. Marea Britanie și Irlanda în special au văzut o răspândire rapidă a virusului mutant, care a provocat o creștere a infecțiilor și a lăsat unele spitale să se lupte cu un aflux de pacienți.